Da, dacă n-ați fi fost portar, ce meserie ați fi avut? Meserie, eu dacă am început atât, ca orice părinte pe timpul nostru, știți care sunt mai vârstă așa, meserie, să ai meserie, la toată dacă de fotbal, de școală, băi, meserie. Și tata, fiind la CFR, m-a dus la TC acolo, să mă fac electrician. Electrician. Bun, cum trebuie, meserie. Eu, dacă la școală nu prea aveam, numai 3 și 4, dune drecu, să zic. Tot 3 am luat și acolo, că am întrebat. M-a bătut, m-a omorât. Ce faci? Băi, trebuie să găsești. M-am dus la drumul Murgului, numai până Vata Albă. Era o școală de construcții. Ah, acolo. Și viața mea la construcții. Am intrat zidar. O, zidar? Nu cred. Și sunt de meserie zidar, să mă dacă nu. Hai să vă spun. Uite, pe Dimitrov, știți blocurile alea când te duci pe 23 august pe stadion? Sunt așa, unul așa, așa, pe stânga. Așa. Deci de la obor, da. Prima stație, stopul, da. Că n-am mai fost nicio. Și stânga. Uite așa vine. Alea, am muncit 3 ani am dat la ele, am cărat la cărămiți și am băgat în ele. Sunt mută că mint. Și dacă mai vrei, mai bine aici, unde am făcut prima dată practica la mine, aici, la pod, la Basarab, când te duci spre gară de la Basarab, pe dreapta e un pod. Da. De pe unui magazin. Ăla e făcut 100%. Extraordinar! Wow. Uite, dacă eu nu eram cântăreț, făceam și eu același lucru. Știi că-mi place să umblu prin casă, să mai fac și eu pereți, dar n-am fost eu în stare la mine. Eu nu pun casă, e pe afară. Eu sunt pe interior. El e la interior. Eu eram cu spatele aia. Bucito, nu, așa a fost treaba. Prima dată nu a fost nicio supărare. Adică mă înveți și pe mine ceva. Da. Aurica, mai avem o găleată cu ceva, că s-a făcut construcții pe aici, pe zonă. O găleată, o roabă, niște păi, nisip. Păi, care-i treaba, Florin, că eu și așa am zis. Fac un zid, mă chem la tine acasă. Eu am nevoie, că eu îmi renovez acum în vară, exterior, interior. Hai că mă duc să fac rând de niște dete și mă cu mare plăcere, dar să nu prea fie multă lume pe acolo. Sunt doar eu sunt, Nerica, doar eu. Eu și cu fiii mei. Să nu ne plictisim. Să nu ne plictisim. Deci zidar. Și ați făcut blocuri. Pe urmă, după aia, când a terminat școala în 60-62, la drumul 2 ani a făcut, jucam extremă dreaptă la Flacăra Roșie și m-a angajat la Flacăra Roșie pe transfer de la școală, când n-aveai voie. Deci dacă făceam zidăria, trebuia să te duci la întreprinderea aia să lucrezi acolo 5 ani. Știți? Și mi-a dat transferul și m-am dus și lucram pe bandă la Calapoate, la scos Calapoate, nativ. Și era de alea, deci apăsai pe un de la PAC, scoteai Calapoate, era mecanic, se zicea. Mecanic, altceva. Și era 860, țin minte, că aia e prima leafa mea. Când m-am dus, aia zice, pot să fie și 1200 manual. Păi dă ce drum la manual, mă, că văd. Și dă-i trăgea, zic, nu mai aveam aia. Dar, pac, stăteam pe bandă, vinea banda, pac, pac. Da, nativă, dar... Nativ? Deci, nu numai că mă ești un toți am muncit, toți ăștia mai în vârstă, știu care e treaba. Acum, uite, filmul pe ăsta l-am luat de zăpadă zilele astea cu mine și astăzi, uite, că de-aia sunt așa puțin, mă dor mâine, n-am mai făcut nicio muncă de asta și mă dor mâine, că și ăsta micul, parcă îi se rupea lopata în mână, uite, așa. Opa! Ce ai vrut? Cum imediat, stai așa, cam o roată stricată la asta. S-a rupt cauciucul, s-a desumflat treaba aici. Adică vreau să fac. Băi, ce-ai făcut, mă? Vreau să fac un zid. Ești singurul om care mă poate ajuta să fac un zid. Dar, săraca... Da, nu, aici am avut probleme că n-am pus cauciucurile de iarnă și nu. Ia-te. Dar ce, vrei să facem ceva? Da, vreau să facem un zid aici. Că e pe... Asta e, vezi ce înseamnă om? Haideți aici în stânga să ne și vadă lumea la televizor, ca să nu ne facem de râs ca lumea, nu așa. Trebuie să ridic ăsta, nu? Nu, băi, alo! e moale? Lasă-mă cu el, cu asta am început. Prima lecție cu Rică Răducanu de zidărie. Ce trebuie să fac? Hai să le iei de aici. Bun. Asta e cancioc și asta e mistrie. Cancioc și mistrie. Fac, îți dai așa. Vrei să, ce vrei, să faci mai mult sau ce vrei să? Mai puțin, așa că n-avem multe. Da. Proporțiile cum sunt, din ochi sau e de teorie pură? Treaba e cum simți tu, că nu trebuie să fie nici moale, da? Așa, nici tare, ca să trebuie, ăsta, moderat, așa. Mortarul, cum se zice, așa îi spune. Trebuie să se lipească, să facă între două plăci care... Să facă priză acolo, nu? Da, ca o mămăligă de-asta, mai. Hai ceva. Deci la trei de alea, așa, punem niște apă.
Bun. Au ce mergem în alea, adică nu numai cu mânușile îi mergem în alea. Hai să spun ceva. Eu pe timpul meu n-aveam mânuși. Erau mânuși de-aia de bumbac de 18 lei. Și puneam de-alea, era duble. Mm-hmm. Și puneam de-alea și până la urmă nu mai puteam să fac eu fițe, să țin mingea. N-ai o minge aici, să-ți fac așa. Eu aia era stilul, făceam pe aici, pe aici. Și fără mânuși? Și Natinel, pui mânușile astea, că să nu mai faci tu fițele alea. Și scăpa mingea, nu mai, cu mânuși nu puteam să o iau. Că dacă eu luam, fac. Vă ajut cu ceva? Ia să vedem. N-am și eu de-asta, o de-asta. Trebuie să mă înveți neapărat. E cam oale, eu zic. E cam, Uberul filmează acolo că e cam oale. Dar nu te grăbi, mă. Ia-te să grăbește asta. Acum, te-ai pierdut, adică, îndemânarea la zidărie? Bă, să spun ceva, că asta era în copilărie. N-am mai făcut, după aia m-am făcut deștept. Am făcut școala de maestri, drumul și poduri. N-am făcut niciun pod, am dărmat pe la vechea de la podul grand. Dacă te apucai de ăsta la Basarab, cred că îl terminai mai repede, Nearică, decât ăștia. Bă, sigur. Că au durat 10 ani. E încă moale, Nearică. Eu o văd la televizor și nu e bine. Vino cu apă, berule, da, să vezi. Ce-i cu ăsta, mă? Eu sunt maestru și el mă ceartă. Eu sunt pe viteză, că așa e? Stai, mă, că... E... Hai, Nearică, că așa prins lucrare la mine la vară, fac așa... Ei, ia mă și... Da, păi cum, că vreau să fac tot acolo, toată casa o fac pe afară. Vede lumea acum la televizor. Băi, ai băgat prea multă apă. Eu te-am zis, Nearică, că ai pus cam multă apă. Mai pune niște de-asta, nu-i nimic, că îl face mai gros, că rămâne și pentru blocul de vis-a-vis. Ia pune, mă, că... Ia. Ia pune că ești elev. Așa. Bun, îl amestec? Îl amestec. Nu, lasă-mă pe mine. Ai. Ca să vă prind. Asta e un fel ca priza de la minge, știi? Asta. Încă e cam oală, nu? Da. Am pus apă mult. Ce? M-am pus multă apă. Până la urmă... Până la urmă merge și la Diana acasă cu materialul ăsta. Ca să nu mai cumperi. Ce să să nu mai cumperi tot. Generică, cât mai amestec aici? Îi dau, nu? Îi dau. Bine, dai înainte că îl scoatem. Hai că să face compoziție bună acum, simt eu. Ia uite-mă, da, frate. Bun. Lasă-l, mă, că hai că poate. Bravo, mă, Florin. Dacă ai bun la interior, acum și la exterior. Meseria e brățare de aur, băi. Trebuie să-mi arăți mișcarea un pic cu din poanie, așa. Aia care nu ne iese nouă. Și cum poanie? Ia. Uite, vezi că e o tehnică... Păi da, mă, n-ai cum să... Băi, asta e la fel ca maioneza la gagici care face... Dar acum au dat la automat, bagă, face... Tot la mână, Nearic, ia să vedem. Ia, uite-mă, destul... Hai că vine pauza peste noi. Da? Ia ăștia, mau, imediat. Bun. Bine. Fac. Cam moale totuși, nu? Da, bă, da. Băi, noi nu demonstrăm acum ca să se lipească. Pe urmă îl mai dezlipim. Contează să o faci cu dragoste. Hai că vedem după pauză ce ne-a ieșit. Ne întoarcem imediat cu Rică Răducanu. Nu merge cu muzica. Mă apuc de zidărie că nu e combinat. Zim cu îmbinarea aici, că am auzit că e skepsis la îmbinarea aici, cum trebuie să fac. Bă, aia acolo, așa. Aici, așa. Deci, după asta, tată. Și cum o iau pe asta? Deci, cum e asta? Asta e, sunt două cărămizi, așa, să zicem. Da. Ca să luăm astea. Bun. Ca să lipească. A, pui pe jumătate. La jumate, să se facă frumos. Ăla e! Hai că face în zidul, Nearică. Gata. La zidării este bun, dar zi, Nearică, dacă mai avem vreo șansă cu fotbalul în țara asta. Mai a dus la sol, la asta. E cam greu, cam greu că cam greu, nu? N-ai nici marfă. Ce ne lipsește? Uite, noi marfă. Marfa, nu? Uite, noi am avut marfă, tot ne-am făcut zidul calul. Și pasiune. Și pasiunea. Pasiune, dar pe purta coală.